În fiecare an, în ziua de 5 octombrie, colectivele de cadre didactice și elevi marchează prin activități educative Ziua Internațională a Profesorului. Cu acest prilej, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, profesor dr. Viorel Stan, transmite factorilor implicați în actul de educație un mesaj de suflet. Astăzi, 5 octombrie, sărbătorim Ziua Internațională a Educației, zi pe care noi o sărbătorim în contextul unei activități laborale legate de acest complex fenomen care se numește educația tinerii generații. Astăzi nu pot decât să felicit pe ai mei colegi care sunt implicați în întreg procesul instructiv educativ, pe partenerii noștri, părinți, comunitatea locală și respectiv pe elevi, subiectul educației, și să le urez multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Ce se întâmplă azi în școli? În toate unitățile de învățământ din Neamț se desfășoară activități complexe, de la simpozioane, mese rotunde, dezbateri cu partenerii sociali, până la activități, în orice caz, un caracter festiv, o sărbătoare a noastră, a tuturor celor care lucrăm în educație. Ziua Internațională a Profesorului se sărbătorește din anul 1994, când a fost inclusă în calendarul de manifestări UNESCO, amintind de momentul solemn al semnării în 1966 a recomandărilor Organizației Mondiale referitoare la statutul acestei categorii de intelectuali în societate. Este știut că evenimentul marchează faptul